Suntem în dialog cu dumneavoastră în acest moment. Avem la telefon o domnișoară. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc tare mult că sunteți în legătură cu noi și putem vorbi așa, nu știu, deschis despre niște lucruri, poate care ne privesc pe noi toți până la urmă. Ați vrea să mă întrebați ceva anume? Întrebarea la care mă gândisem era cum putem, când suntem mai pesimiști, totuși să privim partea plină a paharului, adică să încercăm să ieșim din starea aceea de pesimism, care ar putea fi câțiva pași, să zic, utili. Da. Ei, cred că nu e nimeni străin de povestea asta, nu? Cu pesimismul în anumite momente. Acum, sigur că nu vorbim neapărat de o depresie, care e o chestie mai gravă, dar cred că pesimiști am fost cu toții uneori. Știi, eu aș începe de la... Pot să spun că mai uit asta, poți să te tutuiesc, te superi, e în regulă? Nu, e în regulă. Bun, mersi frumos. Eu aș începe de la libertatea de a ne... Nu știu, de a ne permite să fim uneori pesimiști. Am văzut foarte mulți oameni care nu pot să-și permită să fie așa. E ca și cum e interzis să fim triști sau să fim uneori demoralizați sau descurajați. Sigur că nu e un sentiment prea plăcut, dar se întâmplă, e un sentiment uman. Și mi se pare că dacă nu-i dăm voie să existe uneori, s-ar putea ca el să se amplifice, știi? Deci de foarte multe ori din nevoia asta de a fi tot timpul la parametri optim, tot timpul cu zâmbetul pe buze, s-ar putea ca să înceapă așa ușor, ușor o stare depresivă. Cred că, nu știu, avem dreptul unor să fim mai triști sau mai descurajați. Mai mult decât asta, dacă admitem că suntem așa în anumite momente, s-ar putea să ne dăm seama ce se întâmplă și ce se ascunde în spatele acelei stări. Asta una. Bun, ce mi se pare că ar ajuta, acum mă gândesc și la experiența mea și poate ne spui și tu ce ai încercat tu legat de asta, mă gândesc că e uneori util să ne amintim momente din trecut în care totul părea fără speranță sau fără șansă și totuși lucrurile s-au rezolvat. Ai avut vreodată așa o astfel de, nu știu, strategie, să spunem, să-ți amintești, uite, acum 2 ani de zile aveam un moment în care totul părea negru și totuși am ajuns cumva la liman. S-a întâmplat? Se întâmplă foarte frecvent și chestia asta care a zis-o cu acceptarea respective, tocmai mi s-a întâmplat că dacă am făcut așa, am ieșit, cum să spun, direct din starea de demoralizare, să zic. Chiar fără să vreau și amintindu-mi de momentele respective de acum câțiva sau de suma trecută sau de acum 2 luni în care poate că am fost mai demoralizată și după aceea am ieșit din stare, cred că am făcut și nu știe. Da. Da, e o chestie care poate uneori să funcționeze la anumiți oameni. Adică, știi, e o chestie, trecutul este un fel de, nu știu, patrimoniu personal pe care nimeni nu îl poate lua. Orice se întâmplă cu noi în prezent, undeva, nimeni nu poate să nege sau să șteară cu buretele lucruri pe care le-am realizat în trecut. Și toți avem realizări în trecut. Nu e nimeni absolut negativ sau absolut, nu știu, dincolo de orice lucru bun pe care l-a făcut în viață, știi? Mă mai gândesc încă la un lucru. Dacă reușim într-un fel să relaționăm cu ceilalți în aceste momente și să exprimăm stările astea, iar îmi pare că își pierd un pic din putere. Dacă poți să spui unui prieten, uite, nu știu, vine să-mi iau lumea în cap. Adică nu mai am, așa, parcă nu mai văd sensul lucrurilor, văd numai jumătatea goală, cum spuneai. Simplu fapt de a exprima lucrul ăsta poate să ajute. Și mă gândesc la o întrebare poate pentru tine sau pentru cei care ne urmăresc. Crezi că dacă vorbești în fața unei oglinzi și spui, sunt mai pesimistă, e același efect în sensul ăsta sau atunci când vorbești cu o persoană apropiată, lucrurile sunt cu totul altfel? Nu, eu zic că atunci când vorbești cu cineva, atunci îți dă un feedback. Care e magia aici? Mie mi se pare o chestie magică, eu sunt foarte fericit de momente din astea. De ce când împărtășești unei persoane apropiate o chestie din asta, e ca și cum, nu știu, parcă scap de ea, cel puțin pe jumătate? Cum îți explici? Nu știu, simt o conexiune, nu m-am gândit, sincer. Mă gândesc la replica din finalul fiecărei emisiuni SOS, adică poate pentru câteva momente simți că nu mai e singur. Exact. Nu înseamnă că îl încarci pe celălalt cu această... Păi știi că e mitul ăsta, nu vorbesc cu tine când e supărată sau supărat pentru că mă încarc. Știi, da. Și asta e o chestie foarte periculoasă, adică nu e neapărat nevoie să mă încarc cu problemele tale dacă e să te ascult și să simt cumva că ne conectăm. Nu neapărat plec de acolo mai rău decât am venit, din contra, știi? Nu, e mai bine, într-adevăr. Da. Ce ar putea să mai funcționeze ar fi niște...
ce ar putea să funcționeze, niște activități plăcute pe care poate le-ai putea face atunci, chestii care pentru tine au sens, știi? Lucruri pe care știi că dacă le faci, cumva te simți bine făcându-le, lucruri neforțate, pasiuni mai vechi. E, sigur, și multe alte lucruri pot să fie. Mulțumesc tare mult de întrebare. Cred că... Cer de răspuns. Ok, o seară plăcută îți dorești. Te mai așteptăm și cu alte ocazii. La revedere! Mulțumesc! La revedere!